COVID-ul nu îi ocolește nici măcar pe eroi. Îți spun despre Timur, veteranul de război în vârstă de 100 de ani, care a devenit faimos în primele zile ale pandemiei. El a fost diagnosticat cu COVID-19 și este internat. Aflăm asta de la fiica lui, care a postat mesajul pe Twitter. Avea nevoie de ajutor suplimentar ca să poată respira. Este internat într-un salon normal, nu la ATI, spune Hannah Moore. Tom Moore a reușit să strângă din donații 45 de milioane de dolari la începutul pandemiei pentru sistemul sanitar britanic. Pentru asta el a fost decorat de regină. Okay.